care mi-au dat, m-au ajutat, m-a dat ocazia și m-au ajutat să realizez această expoziție. Doamna Ana Florescu, domnul Pleșca, mulțumesc Muzeului Botoșani pentru această nouă ocazie și, la sfârșit, dar nu în ultimul rând, mulțumesc surorii care, dacă ea n-ar fi fost cu entuziasmul care o caracterizează, nu se făcea, mai ales nu se făcea prima expoziție. Și mulțumesc... A doua este mai ușor. Și mulțumesc deus mult tânărului Ioan Tromozei, care m-a ajutat foarte, foarte mult pentru partea tehnică. Fiind la Iași cu tipografia, a fost multe aspecte care le-a îngrijit, le-a definit, făcut, rezolvat el. Încă o dată, vă mulțumesc pentru participare și, ca să rămânem într-o atmosferă plăcută, am pregătit un pahar de vin italian cu niște gustări care... Nu, brizbirizuri și tot italiene. Brizbirizuri și niște fursecuri românești. O să aducem aici ceva. Urmează și critici. Da. După aceea, încă o dată, vă mulțumesc.